de zeci de ani, mână de hoți, fură țara noastră și apoi se plimbă liber, protejați de justiție, tocmai de sistemul care ar trebui să-i pună la închisoare. Oamenii s-au săturat de nedreptate, de hoție, de batjocuri. E vremea să pornim curățarea justiției și să facem dreptate oamenilor. Partidul Acțiune și Solidaritate vine cu măsuri concrete pentru a construi un sistem de justiție corect și echitabil. Vom modifica Constituția pentru confiscarea averii pe care funcționarii și demnitarii nu o pot justifica. Aceasta este una din primele 10 legi imediate pe care PAS o va promova în Parlament pentru a face dreptate. Vom reforma Procuratura Anticorupției după modelul DNA-ului românesc, care să se ocupe exclusiv de marea corupție. Trebuie să pedepsim marii hoți care sărăcesc Republica Moldova. Trebuie să restabilim încrederea oamenilor în justiția noastră. Pornim vremurile bune pentru dreptate. Pe 11 iulie votăm PAS. Pe 11 iulie pornim vremurile bune. Pe 11 iulie votăm PAS.